Mă, dar unde a plecat mămuța aia? Că aici era de obicei. Sylvester, bă, Sylvester, bă. Sylvester. Ok, tu de unde ai apărut? Stai, ce? Cine ești? Ce ai făcut cu Sylvester? Bă, ce caută piglinul ăsta aici? What, încă unul? Bă, ce se întâmplă, bă? Ce, mă? Sylvester, ești aici, bă? Mă, ăștia cred că l-au mâncat pe Sylvester, ești nebun? Ok, de ce am doi piglini? Stai, ce? Trei piglini? Mă, ce, patru piglini? Ok, ce se întâmplă aici, bă? Am o grămadă de piglini în casă, ce e asta? Invazia piglinilor? Doamne, ce e, bă, aici? Bardă nebuni? Sylvester? Mă, ăștia cred că l-au mâncat pe Sylvester, bă, ești nebun? Mă, cine i-a chemat, bă, pe ăștia aici? Da, pe cine, pe căleți, vă gândiți la cine mă gândesc și eu, nu? Dați un like dacă aveți idee cine a făcut asta și chiar scrieți-mi la comentarii. Și da, acum bineînțeles că urmează răspunsul. Logic a fost potaia. Ce mai pune, mă, potaia asta la care? Bă, dă-te, bă, din ușă, mă, nici să deschid ușa, nu mai... pot? Mă, ce e ăla de acolo? Da, super tare. Avem un portal gigantic de Nether. Și unde-i potaia? Bă. Ok, aici nu pare să fie potaia. Dar unde-i și mâța? Stai, ce? Unde s-au dus ăștia, mă, nene? Ok, cred că trebuie să fie răspunsul la portalul ăla. Sunt sigur că sunt amândoi pe undeva pe aici. Mamă, cât am mai portalul efectiv. Bă, pot să jur că am mai văzut portalul ăsta odată? Haide, câine, ieși de unde te ascunzi. Ieși, bă, odată. Mă, ce? Stai. De ce se aude muzică? Bă, ce se întâmplă? Tocmai a sărit o broască din casa lui Broască. Bă, de ce se aude muzică din casa lui Broască? Bine, până la urmă e un trap house, dar totuși... cioc, cioc, Broască, ești acasă? Bă, dar Broască nici măcar n-a mai intrat pe server de o grămadă de timp. De ce se aude muzică? Mai bat o singură dată. Da, nu cred că o să răspundă nimeni. Ok, dacă nu răspunde nimeni, o să intru 3, 2, 1 și... ce, bă? Bă, ce-i cu piclinii ăștia? Și de ce tot se aude muzică, potaie? Ce, bă, aici? E petrecere, bă, lasă-mă în pace. Nu strica petrecerea. Ce petrecere, bă? Oh, uită-l și pe Sylvester. Tu ce cauți, mă, aici? De câte ori ți-am zis să nu ieși din casă? Păi sunt în casă. Păi nu ești în casa mea, ești în casa lui Broască. Da, mă, și ce are? A venit și eu la petrecere. Doamne, ce petrecere, bă? Ce-i cu piclinii ăștia, bă, putaie? Ce-i cu piclinii ăștia aici? Au venit și ei la petrecere? Ok, păi și de ce dai o petrecere la care ai invitat piglin? Păi nu i-am invitat? Nu i-ai invitat și atunci cum au venit aici? Au venit ei. Așa, de capul lor, nu? Au fost alungați din Nether. Alungați? Cum adică au fost, mă, alungați din Nether? Da, de către șeful piglin. Șeful piglin? Care șef piglin, mă? N-ai auzit zvonul? Ce zvon, mă? Este un nou șef piglin în Nether. Așa și? Și dă afară pe toți aproape. Îi dă afară, adică îi aruncă în overworld. Cam așa ceva. A, ok, ok, da, șeful piglin, bă, cine crede porcăria asta? Ce șef piglin, mă, nene? De când există șef piglin care aruncă piglinii ăștia în afara Netherului? Dacă nu mă crezi, du-te să vezi. A, să mă duc să văd, ok, da, și cu portalul ăla mare de afară ce e? Păi șeful piglin l-a pus ca să încapă cât mai mulți? Șeful piglin? Bă, firariel de șef piglin. Ia mă că mă ducă o tură până în Nether să văd ce șef piglin, că mi-o plec casa. Uite-te și tu, am o cravată de piglin. Mi-o plec casa de piglin, ești de bumă, nene? Ok, trebuie să mergem în portalul ăsta să vedem care e situația. Ia mă, ia, hai să mergem în portal să inspectăm zona. Auzi tu, șef piglin? Ce șef piglin, mă, de când există șef piglin pe Minecraft? Ok, am ajuns în Nether. Ah, ce șef piglin, bă, că sunt zombie piglin normali. Ce? Stai. Ok, piglinul ăsta gras nu pare să fie un piglin normal. Stai, bă, de ce e așa gras? Ăsta-i șeful piglin? Mamă, și eu nu trebuia să vin naked în Nether, mamă! Ok, stai că mă bate grăsanul ăsta, bă, firai tu, dă-te încolo de grăsan. Ăsta-i alungă, mă, pe toți ăsta cu barosul. Bă, de ce ai alungat, mă, toți piglin? Ok, nu mai stau la discuții, cred că o să trebuia să merg înapoi în portal. Da, cu metri, ne auzim. Ok, hai, teleportează-mă odată, teleportează-mă. Stai, ce? What? Bă, cum, doamne iartă, a căzut în la...
Vă, cred că piglinul ăla tocmai ce m-a pins în lavă. Ok, nu, trebuie să scăpăm de piglinii ăștia neapărat. Mama, trebuie să mă duc să-l bat pe grasul ăla ca să-i gonesc pe toți ăștia de aici, de la mine, de la casă. Și pentru asta cred că avem nevoie de niște țoale noi, și anume niște țoale de duminică. Chiar dacă azi e sâmbătă, dar nu mai contează, noi mergem să luăm țoalele de duminică, băi, și pentru să-l batem pe grăsul ăla de piglin. Pare rău, domnilor, dați-vă așa, dați-vă mă la o parte, firați voi de piglin. Mama, o să urca până și la bine aici la etaj. Sper că am hainele de duminică încet, poate le-au furat porcușorii ăștia. Hai să vedem, le tragem pe dreapta pe toate. Și acum suntem, am o bazuca completă. Hai să mergem să dăm cu grasul ăla de piglin. Mamă, ce e la mine în casă, bă? Trebuie să scap de ăștia după neapărat. Direct în portal și direct pe el mă duc. Ia să vedem, mă, unde e. Ia uite-l! Băi, ești nebun, dar uite cât de gras e și are și un steag în spate și văd că mai e un steag acolo. Bă, oricum, acum nu cred că prea are ce să facă, uite-te și tu dă doar jumătate de inimă. A, bă, pe bune, ăsta îngonea pe toți pe clinică, dacă se puneau toți, îl băteau pe grasul ăsta. Stai, bă, așa, bă, ce boxează, ești nebun. Ok, grasule, spuneți ultimele cuvinte și să nu-mi zici șaorma, că nu te cred. Să fii serios, dacă ar fi să-și aleagă grasul ăsta ultima masă, sigur ar fi o șaorma. Hai, mă, să o dăm cu el. Ok, n-ar trebui să fie atât de greu de bătut. Bă, sincer să fiu, e destul de ușor de bătut. Mamă, stai așa că boxează cu barosul ăla. Eu, ok, mi-a dat ceva damage. Ia să vedem, ne și dropează ceva. Hai bă că l-a bătut easy peasy. Și avem două bucăți de gol. Mamă, pe bune că doar asta a dropat. Și cu steagul ăsta, care-i faza? Asta cred că era steagul lui. Ok, pot oare să sparg steagul ăsta? Oh, da, ăsta se confiscă. Iar acum hai să mergem să scăpăm de toți piglinii aia din Overworld. Ok, cu metrilor, ia plecați. Mă, ce? Bă, unde s-au dus, bă, cu toții? S-au plictisit și au plecat? A, bă, pe bune, și m-am dus să-l bat pe grasul ăla degeaba. Măcar puteau să mulțumească și mie. Să-ți mulțumească că ce? Păi că l-a bătut pe grasul ăla de șef piglin. Păi și nu vrei să te bași și cu alții? Și cu alții? Ce-ai făcut, bă, potaie? Păi tu de unde crezi că a venit șeful piglin? Cum adică de unde a venit? A, da, de ce mă miră? Să nu spui că tu l-ai adăugat? Ba da, păi de ce, mă rog? Că n-aveam cu cine să fac petrecere? Doamne, fiți-ar petrecerea și de-aia m-am dus eu să mă bag cu grasul ăla. Da, normal, da. Și cu proasca? Nu știu, asta era aici? Superb. Bă, oricum e clipul prea scurt, așa că bine, bă, dăm să mă mai bag cu niște bombi. Asta așteptam să aud. Bă, unde duci? Vezi în chest. Ia, bă, ia, hai să deschidem chestul. Ia, vezi, ia, cine a pregătit potaia aici. Avem 7 bombi, băieți și fete, 7 bombi pe care să-i testăm. Ok, hai să mergem afară și să vedem fiecare bomb în parte, băieți și fete. Și dacă vreți să-i vedeți și voi, ei bine, apăsați chiar acum butonul de like. Hai să facem cât mai multe like-uri la acest clip. Păi bun, hai să vedem ce mob ne-a dat aici Patrocle. What? Dragon spawn egg? Mă, ce? Ouul ăsta ar trebui să se spawneze un dragon. Dar ce dragon? Ender dragon-ul? Ok, hai să-l punem chiar acum. 3, 2, 1 și... What? Ce, bă? Bă, ăsta e un ender dragon micuț? Lol, și uite că nu mă atacă. Ok, nici nu cred că trebuie să mă bat cu el. Lol, dar e inofensiv, uitați-vă la el, zici că e animal de companie. Doamne, cât de tare. Băi, uite-te și tu, nu face nimic, efectiv. Mamă, cât de tare ar fi să avem un ăsta mereu. Ce ziceți, băi și fete, îl păstrăm? Cum ar fi să-l păstrăm? Pot oare să-l călăresc? Ok, nu merge să-l călăresc. Dar uitați-vă la el, e inofensiv, efectiv. Doamne, cât de tare e dragonul ăsta. Dacă vreți să păstrăm dragonul ăsta, ei bine, băgați și voi acolo un like. Păi bun, cu ăsta nu cred că o să trebuie să ne batem. Așa că hai să vedem următorii mob, băi și fete. Următorul mob pe listă se numește The Eye, adică ochiul. Nu știu la ce se referă, o să spawneze un ochi sau care-i faza, bă, ce? Lol, bă, ce e ăsta? Bă, ăsta e un ochi de e un Ender Eye, efectiv un Ender Eye gigantic cu care eu trebuie să mă bat acum sau ce? Lol, uitați-vă și voi, băieți și fete, e un Ender Eye gigantic. Ok, o să fie destul de greu să-l bat pe ăsta, dar ce tot dă cu o rază în mine? Bă, care-i faza? Lol, și uite, dacă îi dau cu săgeata în ochi, gen, că e doar un ochi, că nu mai poate să dea cu raza mine. Mamă, dar moare super greu ăsta, cred că o să treia să-i fac la spam de săgeți. Haide, mă, mai mori odată! Ok, chestia asta o să dureze super mult. Uitați-vă și voi, frate, un Ender Eye gigantic pe cer. A few moments later. Ok, băi, și fete, mai are super puțină viață, dar văd că și-a chemat și ajutoare. What, m-a teleportat? Bă, și-a chemat ajutoare și uitați-vă că s-a despicat, gen. Ok, hai să dăm pe el, hai să dăm pe el, dar văd că ajutoarele lui tot dau pe mine.
Oh, da, și l-am omorât, dar de ce mai sunt încă aici doi? Mă, ce se întâmplă? Bă, l-am omorât pe ăla, what? Și s-a spawnat o insuliță acum. Ok, au dispărut și ăștia în sfârșit. Și uite că a spawnat o insulă acolo și mi-a dat un Enderai nou. Primai, ce e ăsta? Ok, what? Mamă, pot să mă teleportez la infinit cu Primai-ul ăsta. Lol, cât de tare. Păi în cazul ăsta, hai să ne teleportăm pe insula aia, băi, și pete să vedem ce se află acolo. Ia să vedem, nimerim, come on, sper că am dat bine. Nu, n-am dat bine, nu, n-am, ok, da, numărul 1. Bun, hai să mai băgăm o fisă, să sperăm că de data asta cade unde trebuie. Și cred că am nimerit la fix. Oh, aici avem ou de dragon, ești de bun. Ok, uite-l acolo acum. Hai să ne dăm cu Enderaiu. Și văd că a spawnat și niște puțuliși din astea. Băi, băi, dați-vă, bă, de aici. Hai că ne-a făcut și cu o insulă. Ia să vedem următorul mob, băie și fete. Și că e o balenă Ender. Așa îi zice, balena Ender. Adică ce, ar trebui să fie un Enderman balenă? Ok, hai să punem balena în lacul ăsta micuț. Wow! Păi, eu vezi cât am mai balenoiul. Lol, și arată chiar, chiar arată ca un Enderman gen. Vedeți? Lol, uite ce coadă are. Are o coadă roz așa. Ok, hai să încercăm să batem balena asta. Bă, da, nici nu se mișcă. Băi, e vie? Cred că... cred că nu-i vie, mă. What? Ok, tocmai ce am omorât-o și a dropat Ender Whale Meat. Mi-a dropat carne de balenă, ești de bun? Mamă, dragonul nostru n-are o treabă, efectiv. Ia, mă, ia, hai să mai spawnăm balena asta odată, băi și fete, că parcă n-am văzut-o bine. Ok, uitați-o chiar aici și pare să fie inofensivă. Hai că cred că păstră și balena, ești de bun? Bun, următorul mob, băi și fete, cred că e un rinocer de deșert. Hai să-l spawnăm chiar acum. Oleo, stai că ăsta mă atacă. Bă, firai tu de rinocerbus. Ok, hai să batem rinocerul ăsta că văd că e cam agresiv. Bă, 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 ce rezistă. Dui, dui, dui. Oh, ok, l-am omorât. Doamne, ce rezistă rinocerul ăsta. Și văd că mi-a dat și niște carne. Mamă, ce carne e asta, bă? Carne de rinocer, uite cât de mare e. Mamă, cum intră friptura asta de rinocer numărul 1. Următorul mob care l-avem pe listă se numește Coșmarul. Ia să vedem, bă, care-i faza și de ce se numește Coșmarul. Spawnăm chiar acum. Ăsta e un cal. Ok, dar nu pare să facă nimic Coșmarul. Ba chiar pot să-l și călăresc, ești nebun. Ia să-l îmblăzim. Pe antenă de nume am făcut o mârțoagă de coșmar. Lol, dar cum arată, bă, mârțoaga asta? Ia să vedem cât sare. Bă, dar nu e, cine știe ce. M-aș da să fie mai tare pe viteză și pe săritură. Da, nu prea, nu prea sare mârțoaga asta de coșmar. Chiar că e de coșmar, bă, nene. Lol, uitați-vă și voi cum arată. Bun, următorul mob pe care l-avem pe listă se numește Spintecătorul de Spirite, băieți și fete. Ia să vedem că ăsta chiar sună fricoșător, așa că hai să-l punem chiar acum, chiar aici. Ce spintecător de spirite, bă, că e un Wither, stai ce? E un Wither Skeleton care trage cu săgeți care ne dă Wither Effect. Ok, stai așa, bă, băiatule, cam și eu săgețile mele. Ia să vedem, bă, care e mai tare săgeți, tu sau eu, tu sau eu? Ok, mi-a prins o săgeată, bă, cred că sunt mai tare săgețile lui, sincer să fiu. Mamă, ce? Îmi dă cu Wither Effect. Oleu, stai, care și sabie. Ok, ne atacă cu sabia, acum bine, cu sabia putem să-l ținem la distanță. Ok, nu mă atinge, nu mă atinge, fraiere. Hai, bă, că-l spargem, îl spargem. Fii atent, dacă nu, opa, opa, ne retragem, ne retragem. Nu, stai, stai că dă cu săgețile acum. Băi, inteligent rău de tot ăsta. Stai că îi facem atac surpriză, bă, nene. Îi facem atac surpriză. Hai că nu e chiar atât de inteligent, m-am urcat în copac. Dai, mă, drumul și l-am spart. Pa, pa, spintecătorul de spirite. Spintecătorul de spirite a fost spintecat. Ok, și mai avem un ultim mob, băie și fete, și anume un Blackstone Golem. Ia să vedem, bă, de ce e în stare Blackstone Golem ăsta. Sunt curios dacă e mai mare decât Iron Golem-ul. Hai să vedem, îl punem chiar acum, chiar aici. Lol, uite-te cum arată. Mamă, e mult mai mare decât un Iron Golem. Ce-a fost aia? Lol, ați văzut cât a mai pietroaia dat? Mă, ok, trebuie să o dăm cu el. Mamă, abia dă-i mici din viață. Ok, cred că o să fie o bătălie pe cinste. Și văd că aruncă cu pietre, aruncă cu pietre de Blackstone. Hai să-i dăm, hai să-i dăm. Mamă, trebuie să-l spargem neapărat pe ăsta. Bine că e cam lent totuși. O să rămân fără să ceți la Marcu și aparent ăsta și încarcă viața. Lol, uite cât a mai pietra aia a făcut. Ok, nu te apropia, nu te apropia, mă, cu metre. Nu te apropia, mă, urâtule. Ok, aproape ajunge la jumătate de viață. Hai, mă, să încercăm să-i dăm cu sabia. Ce? Iau foc. Nu pot să cred, nu pot să cred că iau foc. Mai lua niște săgeți pentru că pe ăsta nu cred că pot să-l bat. Ah, sau am o idee, am o idee. Ia fii atent, hai mă, vină după mine, vină după mine. Hai că apă n-are nicio șansă. Vină cu coace, vină cu coace. Hai mă, să vedem cum te bați cu mine în apă. Ha, nu mai vie. What? A luat altă formă și acum poate să intre în apă.
Nu pot să cred așa ceva. Vedeți că i s-a schimbat? Acum nu mai are lavă, ci are foc de ăsta albastru. Ok, dar cred că o să ne fie ușor să-l... Nu, nu o să ne fie ușor să-l batem. Hai să-i dăm cu Marcu. Hai mă, că nu prea știe să luate leneșul ăsta. Dă-i pe el. Mori, bă, nenică. Ok, acum mor niciodată. Îi mai prinde câteva săgeți. I-am dat cu săgeata la poponeață. Ia de aici, săgeata la poponeață, săgeata la poponeață. Dă-i pe el. Mamă, dar cât de urât e. Vedeți ce seamănă cu Iron Golem? Are până și nas de Iron Golem. Hai, dă-i pe el. Ultimul hit? Nu, ăsta va fi ultimul. What, a spart și blocurile. Și fii atent, ce-i ăsta? Lol, ăsta-i corpul lui? Stai, ce? Chestia asta dă în mine. Și mai e o chestie acolo. Bă, ăștia sunt niște Iron Golem micuți? Voi vedeți că chestiile astea se mișcă și dau un mine, gen? Ok, nu prea înțeleg. Una din chestiile alea a murit. Dar fă că mai e una aici. Uitați-vă și voi, băieți și fete. Ok, hai să-l omorâm și pe ultimul. Și văd că ne-a dat o inimă, Blackstone Golem Heart. Nu știu ce ar trebui să fac chestia asta. În fine, what? Și că pot să-mi schimb inima mea cu inima lui dacă apăs shift și click. Ia să vedem. Ok, am schimbat inima. Uite că mi s-au mai adăugat două inimioare și apare și am un efect care se numește Blackstone. Nu știu ce ar trebui să fie chestia asta, dar în fine. Și aparent am și mining fatigue. Oricum, băieți și fete, cred că cam ăștia au fost toți mobii pe care i-a dat Patrocle. Bă, cei drept au fost destul de tare, dar ce mai încântat sunt de dragonul ăsta. Uitați-vă și voi cât de tare e. Așa că, dacă mai vreți clipuri de genul, băieți și fete, nu uitați să lăsați și voi un like, să vă abonați în caz că n-ați făcut-o. Și dragonul ăsta parcă s-a făcut mai mare sau mi se pare... Mie, iar a crescut, lol! Bă, dragonul ăsta se face din ce în ce mai mare. Așa, cum ziceam, băieți și fete, dacă v-a plăcut clipul, nu uitați să lăsați și voi un like, să vă abonați în caz că n-ați făcut-o. Iar noi o să ne vedem, bineînțeles, data viitoare. Salut!